Astăzi am jucat Stumble Guys, dar n-am avut voie să calpe verde înainte să câștig un meci, dar din păcate s-a întâmplat asta. Hai acolo cât mai multe like-uri dacă vreți ca în episodul următor să deschid această roată specială, să dau la această roată. Deci hai acolo cât mai multe like-uri și hai să începem challenge-ul. Deci aici am vreun verde, deci nu va trebui să ating culoarea verde. Bine, nu se pune skin-ul ăsta. Uite că deja m-am atins de la verde. Dar n-am voie să ating verdele de pe hartă, cum s-ar spune. Adică jucătorii aia, dar dacă vreți, poate o să fac și cu skin-urile, să n-am voie să ating un skin de o culoare. Că mi-a venit acum o idee chiar. Și de-aia nu vreau să o fac deja în asta, să fie un episod separat cu treaba asta. Și hai să vedem acum să dacă mă calific. Bun, deci m-am calificat al 13-lea. Perfect. Momentan n-a fost nimic greu, deci va trebui să am grijă la următoarele. A, bine, asta nu se pune. Chestia asta verde, după ce mă calific, nu se pune. Normal că n-am cum să o evit. Hai să ne pic acum. Sper să nu fie cu verde. Dacă pică cu verde, e cam groasă treaba. Hai să vedem. Tot durează așa mult să pici o hartă, dar ias. Deci trebuie să nu mă ating de astea verzi. Am o crocată dacă mă ating. Deci trebuie pe cât mai mult posibil să evit. Mamă, ce-am crezut că ating aici. Ok. Nu! Ce-am făcut aici? Hai că dacă cădeam din nou. Trebuie să am grijă acum. Hai să mă duc repede. Mamă, era să dau. Hai că am scăpat, cred că, de verde. De aici nu mai avem. Bă, ce m-am blocat în ăștia aici. Ba, și nici nu m-am calificat. Momentan n-am atins verdele, dar nu ne-am calificat. Va trebui să ne calificăm, să ajungem cât mai departe. Adică să încercăm să câștigăm meciul. Ok, deci uitați musca aia verde pe acolo. Nu va trebui să o calc. Și oare se pune dacă o să pic în ea? Că practic ating dacă pic acolo. Deci n-am voie să pic. Hai totuși să mă duc și mai repede, că mă duc prea încet și... Ați văzut cum data trecută am căzut fix acolo. Nu... Ok, bine. Dar să nu mai lovesc eu de asta. Hai să dăm, trebuie să mă duc repede, că data trecută am stat cam mult pe alea verzi ca să nu ating și am uitat că se califică doar o persoană. A, dar n-a apărut. A apărut în ultima secundă, incredibil. Mamă, dar aici nu e. Stai, mă. Ce fac? Gata. Nu! Iar nu mă calific. Incredibil așa ceva. Bun, a treia oară este cu noroc. Hai să vedem dacă acum ne calificăm. E tot aia care a fost atunci la primele alea. Mamă, dar iar mă lovesc, nu înțeleg. Să nu mă jurați acolo în comentarii că pic pe aici, dar... Nu, mamă, era să ating verdele acolo. Bine că nu l-am atins. Și trebuie să am grijă aici. De ce n-am sărit? Iar nu m-am calificat. Incredibil așa ceva. A patru ore e cu noroc. Hai să vedem. Deci pe harta asta nu e niciun pic de verde, deci da, hai să vedem pe aici. Pe aici pe harta asta nu vedem niciun pic de verde, deci nu este niciun obstacol. Și hai să vedem. Harta asta mi-e place. Eu mereu la harta asta am trecut fără să mă ating și să mă ating de ceva și... Bine, uite, acum m-am atins. Și... Da, iar m-am atins. Mai bine nu mai ziceam nimic. Iar m-am atins. Dar poate iar nu trec, mă. Trec. Asta am sfârșit. Al 14-lea din 16. Hai să vedem acum runda următoare.
Oare va fi cu ceva verde sau nu? Ma, păi, deja am picat pe verde aici. Ce să fac, trebuie să mă duc pe chestia albă, să sar acum direct. Aici trebuie să stau. Nu! M-a dat la într-o parte. Eu încerc, dar totuși am picat pe verde. No, nu, 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 nu! Na. Cam atât a fost, măcar să nu mai cad. Ce mă împing ăștia? Eu vreau să stau pe alb, nu pe verde. Nu, 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 nu. Mamă, am căzut. Incredibil. Nu! Asta e, n-am reușit nimic. Măcar dați și voi acolo un like și ne vedem la următorul episod. Că a fost și aleg episodul ăsta. Na, am călcat pe verde, dar n-am vrut să fac. Hai să deschidem lucky spin-ul ăsta, vedem ce ne pică. Hai măcar să ne pice aici ceva bun, dar să nu fie pe verde. A, bine că n-a fost verde. Da, mai bine era verde, în fine. Din păcate n-am reușit să finalizăm challenge-ul, deoarece am picat pe acea hartă cu mult verde, unde era doar verde. Am încercat să stau pe alt, dar n-am putut, după cum ați putut vedea. Și da, treaba ar fi fost ca eu să trec să câștig un meci întreg, fără să ating verdele, dar nu s-a putut, cam atât. Aia e. Nu uitați că în episodul următor voi deschide această... de fapt, voi da la această roată specială de gheață. Văd că se termină oferta 19 ore. Și după episodul ăsta o să fac repede din nou un episod. Deci, dacă vrei să-l postez, ai acolo cât mai multe like-uri ca să vedeți ce o să-mi pice la această roată de gheață, cum s-ar spune. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, like, subscribe. Și vă aștept acolo pe Discord să jucăm împreună dacă vreți. Pa, pa!